Pe domnul Klamnic îl avem din nou alături de noi în această dimineață. Vorbim despre sensurile giratorii, despre mai multe. Mai domnul Klamnic, încă nu ne-am apucat. Să comentăm puțin ceea ce s-a scris pe canalul nostru de YouTube referitor la circulația în sensurile giratorii. Bună dimineața! Bună dimineața, din nou, bine v-am regăsit! Încă nu ne-am apucat de filmat prin oraș, dar o să mergem cât de curând, pentru că a zis se cere. Avem material mult acum la dispoziție și sigur că trebuie să umblăm un pic, să vedem ce și cum. Da. Înainte de toate, domnul Klamnic, vreau să lămurim niște chestiuni. La unul din episodurile cu sensul giratoriu pe care noi l-am prezentat, colegul, te rog să citești comentariul domnului. O să începem cu primul comentariu. Da. O să spun doar esența acestea. Condusul nu se face decât pe criterii sigure. De fapt, nu se face la ghici. Mai clar, niciodată, dar niciodată nu se efectuează o manevră bazată pe semnalizarea celuilalt care poate fi eronată. Manevrele se fac clar, sigur, când sunt sigur că virează direcția dorită. Atunci mă bag. Nu mă bag bazându-mă pe semnalizarea cuiva. Contact vizual, aștept să văd ce manevră face și apoi mă bag. Nu mă bag bazându-mă pe ce se semnalizează. No, asta mi se pare cel puțin ciudat. Da, nu, bine, are dânsul un pic dreptate aici, adică a făcut și două afirmații pertinente. Asta este una dintre ele, că nu ne bazăm niciodată pe ceilalți. Iar noi în materiale noastre cam am pus și chestiunea asta pe tapet, dacă vă aduceți aminte. Am spus că niciodată nu ne vom baza pe ceilalți, ci în orice punct din trafic vom face doar ceea ce putem să facem în de siguranță bazându-ne pe ceea ce știm noi, pe experiența noastră și pe, eu știu, pe cunoștințele noastre referitoare la legislația rutieră. Asta am spus-o și noi. Da, deci în filmul respectiv, eu nu cred că am făcut ceva la ghici. Hai să mai citim din asta. În sensul giratoriu se dă prioritate celor aflați în sens. Corect. Da, ceea ce noi am spus de fiecare dată, într-adevăr, eu am făcut o afirmație acolo pe care dânsul a preluat-o și probabil că pe asta a susținut comentarii referitor că am spus noi la un moment dat că dăm prioritate celor care vin spre noi din partea stângă. Fără să spunem că dăm prioritate de stânga, ceea ce întotdeauna am spus că este greșit și am avut o emisiune teoretică aici în care am dezbătut această problemă și am spus că într-adevăr nu există prioritatea de stânga, iar noi nu am folosit acea expresie. Chiar am fost foarte atent, am mai luat încă aseară. Nu există de stânga, este prioritatea din sens. Într-adevăr, există o problemă pe care noi am pus-o atunci și nu știu dacă dânsul a fost foarte atent. Într-adevăr, legea spune așa, trebuie să dăm prioritate cel care dorește să intre, fapt, asta este regula, cel care dorește să intre în sensul giratoriu, dă prioritate celui care deja circulă. Însă, haideți să gândim puțin altfel, avem o intrare chiar din stânga noastră, omul ăla n-a intrat, dar vine din stânga. Hai să facem... Eu vreau să intru. Da. În momentul când ăla vine și probabil că vine cu o viteză mai mare, bine, discutabil aici cu viteza dacă e sau nu, nu-i dăm prioritate și lui ăla? Adică nu ne asigurăm și la cel care bun, vine și, în acea și parte? Referitor la asta, dacă e să-l transpunem pe o intersecție, chiar aș dori să facem asta de la gară și știți de ce? Pentru că e sensul giratoriu care a apărut peste noapte între un drum cu prioritate, de fapt între două drumuri cu patru benzi. Da, erau cu patru benzi, două pe fiecare sens de mers și era înainte, era prioritatea dinspre Arad și dinspre Hunedoara. Celelalte două drumuri veneau de la gara și din oraș, erau fără prioritate, iar acum odată cu introducerea sensului giratoriu acolo, aceste priorități dispar. Adică acolo va apărea prioritatea care este trecută în legislația rutieră privitoare la sensurile giratorii. Bun, dar aici e o problemă. Că de-aia v-am și zis să veniți pe da, acolo. Da, am și venit azi dimineața. Și știți de ce, domnul Klamnic? Eu care merg dinspre gară, înspre oraș, da. Normal, dacă aplic regula care o spuneți dumneavoastră, eu trebuie să dau prioritate celor care vin din stânga, respectiv cei de care vin de pe drumul cu prioritate. Dar și aici e. De fapt, aici e chichița aia. Care e primul în sens? Adică eu dau prioritate celui care a intrat deja în sens. Dar dacă venim amândoi deodată, care intră primul? Aici e problema. Exact asta. De aici, sau aici am încercat atunci să transmit mesajul bine. Fiind în mers, probabil că nu am explicat până la capăt. Însă, exact asta este esența. Dăm prioritate celui care este deja în sens, dar cel care vine de pe drumul din stânga noastră, mai ales cel care vine cu o viteză mare, o viteză, eu știu, bazată pe faptul că din partea din sens sau din partea lui de sens nu mai vine nimeni, da. E clar că ăla va intra înaintea noastră și e clar că va trebui să lăsăm și pe ăla. Altfel îi tăia în calea, ne lovește și suntem de vină. Nu, dar eu aici la gară am impresia că e un fel de la mica înțelegere, cel puțin în prima zi când am trecut,
Era unul în fața mea, săracul ăla s-a blocat acolo, i-a lăsat pe tot să treacă. Că el nu mai știa, știind că ăla e drumul cu prioritate, semaforul era pe galben intermitent. Da, este galben intermitent, iar acolo unde a fost drumul cu prioritate, dacă, mă rog, trebuie să fim foarte atenți sau să reducem viteza înainte de a ajunge acolo, au pus indicatoare foarte mari de cedează trecerea. Deci au pus pe drumurile prioritare, de fapt pe toate sunt, dar vorbim de cele care au fost prioritare, respectiv Arad sau Hunedoara, au pus indicatoare cedează trecerea acolo. Deci au rezolvat, să zicem, și problema asta, însă, într-adevăr, obișnuiți fiind cu da, da, ei, cei care vin, vin destul de tare și dacă îți vine o coloană ori dinspre Arad, ori dinspre Simeria și vin în unul mod normal, după altul, dacă eu vin din oraș și vreau la gară sau vreau, mă rog, să merg către Arad, eu trebuie să-mi dea prioritate. Așa e, dar să știți că n-am văzut lucrul ăsta, adică oamenii... Încă e în perioada aceea... Nu, dar ei se blochează. Sigur. În loc să, domnule, stai un pic, că ăla cu tirul abia ce a intrat sau îl văd că vine mai încet, eu am timp să intru, să fac, să mă duc către oraș. Aici poate ar trebui să explicăm încă o dată ce înseamnă neacordare de prioritate, pentru că iarăși foarte multă lume înțelege greșit. Prin neacordare de prioritate, legea înțelege, legea, nu noi, că nu noi suntem cei care, noi doar spunem ceea ce spune legea aici. Da. Prin neacordare de prioritate se înțelege acea manevră prin care un conducător auto îl obligă pe altul sau îi obligă pe alții să reducă viteza, să schimbe direcția de mers sau chiar să oprească pentru a-i permite lui deplasarea. Adică exact situația care a spus noastră înainte. Este un tir intrat în intersecție, dar vine foarte încet. Eu dacă în momentul nu-l încurc. Sigur că da, nu-l încurc. Eu pot, bineînțeles, să trec. Adică se circulă fluid. Sigur că da, fluența traficului trebuie ținut cont și de fluența traficului întotdeauna în mersul. Eu zic că se va învăța destul de repede, chiar dacă încă se mai lucrează și aici zic încă se mai lucrează, nu e definitivat și din nou intervine problema celor două benzi. Da, 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 că acolo se vine de pe două benzi, bine și de la gară se venea pe două și de la din oraș. Nu știu, dar eu zic că se va reglementa problema pentru că sunt atâtea sensuri giratorii undeva cel cu puțin, două, cu trei benzi de circulație. Din punctul ăsta de vedere mi se pare mai ok ca și sens giratoriu pentru că cei mai mulți care nu știu cum o să, cât de larg l-au făcut. Pentru că se știe că la gară veneau foarte multe autobuze din astea mari și mai cărau și eu o remorcă în spate. Aveau remorcuță în spate, sigur că da, și acolo este nevoie de spațiu mare pentru a putea să-și facă manevră, dar bănuiesc că o să-l gândit să-l și sperăm că e gândit bine și că permit inclusiv autovehiculelor de tonaj mare să-și facă, eu știu, virajul acolo. Tirurile, să nu uităm, sunt foarte multe tiruri care circulă pe acolo, până la urmă face legătura cu șoseaua de centură a DVI. Așa nu mi s-a părut, poate cu două benzi e ok, dar mi s-a părut totuși destul de îngust. Adică, să vedem ce iasă în final, am văzut și eu foarte, foarte, eu știu, multe materiale acolo pentru lucrări. Încă se mai lucrează, finalizat nu știm exact ce o să iasă. Mi s-a mai atras atenția acolo, am văzut de către respectivul, că în sensul giratoriu nu se semnalizează atunci când ne deplasăm în sensul giratoriu, așa cum a explicat eu. Chiar, eu știu, având o afirmație tendențioasă în sensul că m-a acuzat că așa învățăm elevii să... Deci dacă și eu și toți ceilalți colegi ai mei greșim, eu îmi cer scuze respectivului domn sau... Cum îl cheamă pe domnul domn, colegi? E o altă denumire acolo, nu este denumirea unei persoane. Însă dacă toți instructorii auto greșim atunci când îi învățăm pe elevi așa, eu îmi cer scuze, înseamnă că, nu știu, avem o problemă toți și dânsul probabil că are dreptate. Haideți să explicăm puțin și problema asta. El, dânsul, susținea într-un fel sau dintr-un punct de vedere ok că dacă suntem pe banda 2, giratoare de 3 benzi și facem semnalizare stânga, lumea înțelege că noi schimbăm sensul, banda, adică vrem să schimbăm banda de pe 2 pe 3. Este foarte greșit. Păi dăm un exemplu de o intersecție unde există două benzi pentru virajul la stânga, da? Și pentru virajul la stânga se încadrează respectiv. Haideți să luăm Sântu Halmu, ca să nu, da, să nu vorbim, eu știu, aiurea. Venind dinspre Hunedoara, ca să venim spre Deva, avem două benzi. Pe oricare ne încadrăm, semnalizăm stânga. Păi eu dacă mă încadrez pe banda din dreapta și vreau să semnalizez stânga, asta înseamnă că vreau să schimb banda? Nu, asta înseamnă că vreau să virez la stânga, ceea ce de fapt facem și în sensul giratoriu. Exact. Este un viraj la stânga. Toate virajele sau toate manevrele, mai spuneam noi odată, spune legea că se semnalizează. Acum, v-am spus, comentariile sunt și e foarte bine. Eu chiar, sincer, mă bucur că și dânsul are un punct de vedere. M-a deranjat puțin că m-a jignit. Adică, în sensul, noi nu vrem să jignim pe nimeni. Bine, vrem să, și comentarii să, pozitive. Sigur că da, sunt și pozitive. Scrie, singurul lucru greșit era faptul că arătați cum se conducea mașina cu o mână. Da, sigur. Aici e greșeala mea, pe care mi-o asum, dar... În rest, foarte...
rest, toate indicațiile verbale erau super ok. Și eu zic că... Îmi cer scuze, eu dar am vrut să... De fapt, am și stabilit de la început. Sigur. Facem o deplasare cu mașina școlii de șofer, nu din punctul de vedere al elevului. Al elevului, sigur, care... Sigur că da. Noi am vrut să facem stilul nostru caracteristic, totodată să o facem corect. Acum că am mai greșit eu sau am mai băgat de la mine, ăsta mi-e stilul și sigur de asta am și încercat, da. Am zis că am și râs un pic și fără cu bumperele și cu... Exact, am dar, oprit bumperele. Dar, cum să vă spunem, regulile de circulație le-am respectat și acolo tot acolo am vrut să punem accent, acolo am explicat și acum haideți să fim realiști. Câți dintre cei care au permis mai conduc, așa cum spune legea, cu mâinile la ora 10 și la ora 2 sau la ora 9 și la ora 3? Haideți să fim serioși și să ne gândim toți, probabil și dânsul, să-și facă o retrospectivă stilului de condus. Bine, nu e vorba de asta, că poate într-adevăr cu așa înveți să conduci cu ambele mâini fără volan. Fără discuții cu elevii și noi am și spus aici, dacă țineți minte, dar chiar în primul episod conduce, când am plecat, explicat. Ați plecat cu mâinile la 10 și 10, chiar am făcut o glumă, am spus că asta este, eu știu, da. Poziția normală și corectă, da, de condus. La fel pot să îi spun și la domnul că eu vreau să-l văd acum că conduce tot așa. Ei, asta am dus și după spun atâta și eu. Timp. Deci cine, care dintre noi mai conducem așa? Și noi, și eu recunosc, îmi fac mea culpa aici în fața noastră și a telespectatorilor. Chiar când sunt cu un elev în dreapta, fac ceva eforturi să stau cu mâinile la ora 10 și la ora 2 ca să pot să explic poziția corectă, în sensul sau prin prisma faptului că nu mai conducem așa. Deci da. După un anumit timp, după o anumită experiență, nu. Bineînțeles că nu mai facem chiar... Deci revenim la semnalizare, practic în sens giratoriu. Dacă noi ne învârtim de 10 ori, trebuie ținută semnalizarea stânga. În stânga, pentru că este un viraj stânga, într-o intersecție, ca în orice altă intersecție. Și semnalizezi dreapta doar când vrei să ieși. Atunci când dorim să ieșim, indiferent de pe ce bandă dorim să facem acest lucru și, bineînțeles, benzile le alegem în funcție de direcția în care ne deplasăm. Ne-am explicat, bun, zic eu corect. Și dacă vii din... Asta se întâmplă și asta chiar și zilele trecute era să o pățesc, dar chiar m-am adus aminte domnul Clamnic, iar când se ies la dreapta, unul care a făcut sensul giratoriu tot pe prima bandă. Ați mai spus odată că ați mai pățit... Da, acum iară într-o zi cu un Ford. O să facem o filmare doar în sensul de giratorii. Să fie... Data viitoare, domnul Clamnic, vă promit că facem vreo 5 ture. Sigur, da, sigur. Acolo stau în sens, nici nu mai plec. Da, și atunci tot. Să vedem care se iau după noi, adică... Sau care ne dau prioritate. Sigur. Că eu am voie să mă învârt în sens de 10 ori dacă vreau. V-am spus, în mod normal, nu. În mod normal, nu, pentru că în momentul în care ne am încadrăm... Am uitat ceva. Iar am uitat. Nu e legal, v-am spus, învârtindu-ne și a dat un astfel exemplu, învârtirea a fost o doamnă, că nu mă știu, mi-a spus că pe banda întâi s-a învârtit. Da, pe asta era ideea. Este greșit prin prisma interpretării corecte a legislației. În momentul în care facem un viraj la stânga, așa cum se presupune că facem în sensul giratoriu, virajul cea se mai face, din stânga. Nu se face pe banda întâi, pe banda cea mai apropiată de ax, sigur că da, pentru că așa facem și virajele în celelalte intersecții. Eu știu, dar vreau să zic că, mai ales pentru începători, care nu știu cum să stea când mai în dreapta. Absolut, sigur că da. Ăla nu se meargă niciodată, hai că ăsta e cu două, dar la Arcul de Triumf sau mă știu unde ai... Da, unde sunt 5 benzi, dar se circulă pe 8 rânduri. Nu, acolo că... unde te mai duci până lângă Arcă, de acolo nici nu mai ieși, adică tu vrei să o iei către aeroport, dar... Săptămâna trecută am fost în București și chiar am prins traficul de dimineață, să zicem așa, deci traficul ăla infernal de București, de fapt nu chiar de dimineață, mi s-a părut puțin ciudat, mie mi se pare se trezesc foarte de dimineață, facem o glumă acum bucureștenii, undeva în jurul orei 7:30, deci când în Deva, eu zic că e un trafic destul de puternic, să știți că se circula foarte ok și culmea că am fost chiar la Arcul de Triumf în perioada aceea, cam după 8. După 8 începe și acolo stresul și vă spun eu, o circulație infernală. Aș continua să răspund respectivul telespectator sau persoane respective, fără să fiu rău sau tendențios. Toate lucrurile care le explicăm, să nu înțeleagă dânsul că le fac doar prin propria mea interpretare, adică nu m-am sfătuit cu nimeni, nu am întrebat cu nimeni, i-am și răspuns persoane respective pe YouTube. Nu, deci înainte de a ne, eu știu, de a face niște afirmații, odată că citim legea, asta este foarte clar, a doua, am făcut foarte dese colaborări cu cei de la DRPCIV sau SPCRPCIV, adică cei de la Serviciu Public Comunitar, cei care se ocupă de partea asta de examinări, de permise auto și așa mai departe, și avem și softuri oficiale, de softurile cu care învățăm elevii și unde avem și dacă chiar e nevoie și eu știu, se simte nevoie, aș aduce laptopul cu softul respectiv, nu e niciun
secret, deci nu e ceva secret, în care avem animații unde se explică elevilor, deci prin animație, adică știți, se înseamnă o chestiune unde da. Intră mașinile în sensul giratorii, cu semnalizările pe care noi le-am adus aici în discuție și le-am spus. Adică nu, să nu înțeleagă dânsul că am, nu știu, m-am trezit eu peste noapte și am zis, domnule, așa mă gândesc eu că e bine și așa spun tuturor. De aceea noi instructorii învățăm oamenii conform legislației rutiere, conform interpretării oficiale care este dată legislației și v-am spus aici, în sensul legislatorii, problema asta este atât de permisivă pentru că în textul legii este foarte, foarte puțin scris. Oricum, noi ne bucurăm și le mulțumim tuturor celor care s-au uitat și nu sunt puțini, colegul. Păi luna aceasta ne-am uitat pe statistici, de fapt luna trecută ne-am uitat pe statistici, doar la video respectiv au fost peste 16.000 de minute urmărite. Ceea ce e foarte mult și ne bucurăm și ne bucură că lumea apreciază. Tocmai de aceea ne-am regândit să reluăm, o să facem din nou filmări cu domnul Clamnic, o să pregătim mașina și să mergem și dacă aveți, eu știu, întrebări sau aveți locuri care credeți că ar trebui aprofundate sau nu înțelegeți ce și cum există și în Hunedoara. Sigur, câteva gen sigur, acolo sigur. în celebra benzinărie. Sigur, acolo mai avem vreo 2-3 intersecții unde, eu știu, semnalizările nu sunt chiar ok. Deci avem și noi tot felul de lucruri. Nimeni nu zice că lucrurile sunt perfecte sau că, eu știu, nu există loc de interpretare. O să mergem și în Deva și în Hunedoara și oriunde ne chemați, o să facem din nou niște filmări, iar comentariile voastre, indiferent că sunt pozitive sau negative, le așteptăm cu cel mai mare drag pe canalul nostru de YouTube. Dacă mai facem o glumă, o să explicăm, de fapt, o facem în stilul caracteristic, dar totul este la glumă, iar regulile nu o să le încălcăm niciodată, sau dacă am încălcat o regulă intenționat, o să menționăm lucrul ăsta. Probabil că n-am fost suficient de explicit la încălcarea regulilor cu ghilimele de rigoare. Am răspuns și unei alt... Nu știți că la un moment dat cineva a spus că am încălcat, că am trecut chiar acolo. Pe lângă bumperele de sus de la liceu și dânsul a întrebat că așa ar trebui să facă școala, dar noi tocmai am explicat atunci că nu este legal și că nu este ok, însă dacă e să ne uităm puțin, destul de multă lume procedează la acest stil de a ocoli. Da, haideți să vă întreb referitor la asta că suntem la final. Sigur. Domnul Clamnic, doar unde, normal, nu avem voie să ocolim bumperele. Nu, pentru că acolo ați văzut, sunt linii continue. Da, deci, peste tot sunt linii continue, în general. În mod normal, la apropierea de trecerea de pieton, pentru că acolo sunt montate bumperele, dacă v-ați uitat, sunt interzise toate manevrele. Înțeles. Și atunci este clar, nu avem voie să venim pe banda cealaltă. Deci normal poate să-ți ia carnetul, că ai trecut linia continuă. Fără discuție, pentru că pe trecerea de pietoni este interzisă depășirea și de fapt sunt interzise toate manevrele. Automat schimbarea de bandă presupune că am același lucru și atunci este clar interzis. Deci, nu... deci trebuie făcut undeva un compromis și anume ori să ne lase poliția în pace, ceea ce văd că se cam întâmplă, ori să mai scoată din rândurile alea, că un singur rând de bumper, eu zic, ar fi fost suficient, sigur, dar deja la două e... Cât de curând, nu știm dacă începe despre viitoare, dar vă promitem că în cel mai scurt timp o să ne apucăm din nou de umblat pe traseu, de filmat și o să vedeți materiale noi în rubrica Școala de Șofer, alături de domnul Clamnic, bineînțeles cu explicațiile de rigoare. Mulțumesc, domnul Clamnic. Și eu vă mulțumesc frumos și vă mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să răspund în direct comentariilor. Da, cam atât pe ziua de astăzi, dragi prieteni, ne revedem mâine dimineață de la 8.30, tot aici, în cea mai bună dimineață.